Cuvinte de Pateric. Părintele Arsenie Papacioc. De ce Mântuitorul, care a venit, a restaurat, a legat pe dracu, de ce mai trăiește dracu? De ce nu l-a ucis de tot? Dacă el e dușmanul dușmanilor și este. E, dragii mei, exact vă spun ceea ce îmi spunea unul care m-a înregistrat și erau mulți aici. Cum să facem, părinte, să scăpăm de dracu? Dar i-am spus, dar ce ne facem fără dracu, am spus eu. Păi stai să vezi, dragă. El nu mai are, cum spun sfinții, păi nu fac figuri de stil, știți? Ea mai rămâne în fucozi, coarnele care ucidea el, deci nu are nicio putere. Dacă nu suntem în tulpină, nu avem sevă, nu suntem nimic. El e un tolerat, el nu e o mlădiță, el nu are niciun har, nu are nimic, decât simplă îngăduință să amăgesc. Pe proști, știți? Proști suntem toți, dar nu până la cap, ne mai trezim. Ei, unul se mai trezesc, știți? E, și atunci această amăgire a lui, tu îți dai seama repede de că e contrariu de comparația între bine și rău. Deci n-ai cunoaște albul dacă n-ai cunoscut negru. Nu îi spune alb, îi spui în funcție de negru, îi spui alb. Așa este, el lucrează să ne pună pe noi în situația, să ne identificăm și să ne smerim în urma căderii, bineînțeles, cu o smerenie adevărată. Eu i-am spus o smerită smerenie. Nu o smerenie rațională, știți, difuzată, așa e smerit mândrulețul, cum spunem paterii, nu așa. Dar el te-a pus în situația reală a te vedea că ești păcătos.